Pentru subiectul al treilea, avem sub programul prime care are trei parametri, N, X și Y. Prin N primește un număr natural, iar prin X și Y trebuie să returnăm numerele prime care sunt mai mici decât N. De exemplu, dacă N este 49, trebuie să returnăm primele două numere prime mai mici decât 49, adică 43 și 47. În această problemă ni se dă un număr N. Pentru a rezolva această problemă vom parcurge descrescător numerele de la N la 1 și ne vom opri în momentul în care găsim două numere prime. Ne luăm aici variabilele N egal cu 49, un X și un Y, după apelăm funcția prime N, X și Y, iar la final afișăm X și Y. Eu acum scriu un int main pentru a verifica dacă noi facem funcția cum trebuie. Voi la examen trebuie să scrieți doar funcția prime. Funcția noastră este tip void, deoarece și în enunț ni se specifică că nu se returnează nimic, noi trebuie să returnăm ceea ce calculăm prin parametrii de intrare. Fiindcă avem numere naturale, vom scrie unsigned int int, unsigned int n, unsigned int x, x cu șerpișor pentru a returna prin același parametru și unsigned int șerpișor y pentru ultimul parametru. Inițial să spunem că x egal cu 0 și y egal cu 0, fiindcă momentan nu am aflat cine este x și y, și după cum am spus și la început, parcurgem toate numerele de la n până când ajungem la 2. 2 este primul număr prim, 1 nu este un număr prim după cum ar trebui să știți deja. Presupunem inițial că avem un număr prim, să spunem bool e prim egal cu true. Iar acum parcurgem fiecare divizor de la 2 până la divizor mai mic decât i pe 2, divizor plus plus, iar dacă i se împarte la divizor, asta înseamnă că numărul nostru clar nu este prim. Mai departe verificăm dacă avem un număr prim, dacă prim e prim egal cu true și dacă pe y nu l-am aflat încă. Asta înseamnă că practic noi am aflat primul nostru număr prim. Mai departe verificăm dacă e prim este true, aici trebuia să pun doi de egal, dacă e prim este true și dacă y este diferit de 0, înseamnă că practic am aflat deja y-ul și ne mai trebuie x-ul. Așadar verificăm și că x-ul egal cu 0. În acest caz, opa, aici i trebuia să spun că egal cu i. În acest caz x va fi egal cu i, iar dacă și x-ul e diferit de 0 și y-ul este diferit de 0, înseamnă că practic am aflat deja cele două numere prime, așa că pun un break pentru a nu mai parcurge numerele. Și haideți să vedem ce obținem la final. Aici trebuia să declar numele unsigned. Rulăm programul nostru și vedem că obținem 43 și 47. Voi, repet din nou, la examen trebuia să scrieți doar această funcție, doar funcția prime. Nu trebuia să scrieți și conținutul funcției int main. Trecem la problema numărul 2. Avem un program C++, acum trebuie să scriem tot programul, care primește numere de la 2 la 100 și trebuie să construim în memorie, deci trebuie să construim o matrice, când spune construiește în memorie, trebuie construită matricea. Dacă nu spune asta, noi puteam practic doar să afișăm numerele. Cu proprietatea că parcurgându-l linie cu linie de sus în jos și de la stânga la dreapta, vom obține șirul primelor m or n pătrate perfecte pare, ordonate descrescător. Deci practic începem de la 100 și trebuie să parcurgem și trebuie să afișăm pe rând toate numerele pătrate perfecte care sunt pare. Facem observația că noi începem de la numărul n ori m ori 2 minus 2. Adică dacă avem m-ul 2 și n-ul 3, vom începe de la 2 ori 3, 6 ori 2, 12 minus 2, 10. Acesta este primul număr care este par și este pătrat perfect care trebuie afișat. Iar mai apoi mai putem face observație, faptul că pentru a obține numere pătrate perfecte pare, trebuie să mulțim numere pare, deoarece ridicând la pătrat un număr impar, vom obține tot un număr impar. Haideți să scriem problema. Declar o matrice de 101 elemente pe 101 elemente, mai departe declar și cele două variabile m și n, citesc cele două variabile și mai iau o variabilă denumită unsigned int număr curent, care cum am precizat și inițial, va fi egal cu m ori n ori 2 minus 2. Practic, acesta este primul număr din matrice ce îl voi ridica la pătrat. Și parcurgem pe rând matricea de sus în jos, de la stânga la dreapta și voi spune că matrice de i și de j egal cu număr curent ori număr curent, iar număr curent va fi egal cu număr curent minus 2. Voi scade numărul curent cu câte două unități pentru a obține tot timpul numere pare, iar la final return 0. Acum, haideți să vedem dacă
algoritmul nostru este corect. Voi nu mai trebuie să scrieți acest for la examen. Eu îl scriu pentru a ne asigura că totul este bine. Afișăm matrice de I, de J cu câte un spațiu între ele și trebuie să obținem matricea descrisă în N1. Haideți să vedem. Introducem 2 și 3 și observăm că obținem matricea ce am primit-o și în N1 drept exemplu. Voi la examen, practic, asta era tot ceea ce trebuia să scrieți. Nu este un program foarte mare, este unul chiar destul de ușor. Trecem la ultima problemă. La ultima problemă avem fișierul cheltuiel.in în care pe fiecare linie avem 3 numere. Primul număr este codul produsului, al doilea număr este numărul de produse care au fost cumpărate, iar ultimul număr reprezintă prețul unui produs. Cum am gândit eu să rezolvăm această problemă? M-am gândit să folosim niște vectori de apariție puțin modificați, în sensul că în APD0, în APD1 și în APD2 vor reține prețul total plătit pentru produsul 1 sau produsul 2 sau produsul 3. Iar la final parcurg vectorul de apariții și mă uit acolo unde valoarea din AP este maximă și număr de câte ori am obținut valoarea maximă pentru valoarea din AP. Am pus în fișierul cheltuiel.in numerele din enunț și acum haideți să trecem la rezolvarea problemei. Trebuie să includem librăria ifstream pentru a putea lucra cu fișiere și vom spune ifstream fin cheltuieli.in pentru a da numele fișierului de intrare și să nu uităm să mai declarăm și un unsigned AP de 101, unsigned int AP de 101, unde voi stoca prețul total plătit pentru fiecare produs în parte. Ne mai luăm 3 variabile, denumite produs, cantitate și preț, și încă o variabilă pentru a reține care a fost produsul maxim, deoarece vedeți că noi avem doar 4 produse în exemplul nostru. Timpul să citești din fișier produs, cantitate și preț, atunci în AP de produs voi aduna cantitatea ori prețul. Iar mai apoi, dacă produs este mai mare decât produs maxim, produs maxim egal cu produs. Mai departe, suma maximă vom presupune că e 0 și total produse vom presupune că este 0. Și parcurgem pe rând vectorul de apariții de la 1 până la produs maxim, I++, iar dacă AP de I mai mare decât suma maximă, atunci suma maximă va fi egal cu AP de I și în același timp resetăm numărul total de produse. Dacă în schimb AP de I este egal cu suma maximă, atunci incrementăm numărul total de produse. Iar la final tot ceea ce ne mai rămâne să facem este să afișăm suma maximă alături de numărul total de produse. Haideți să vedem dacă am făcut bine și vedeți că obținem 26, deoarece aceasta este suma maximă și 2 pentru că pentru două tipuri de produse am obținut această sumă. Algoritmul ce l-am prezentat are complexitatea în timp ODN, este un algoritm cu o eficiență liniară, iar complexitatea în spațiu este constantă, deoarece declarăm de la început 101 elemente vectori de apariție, iar practic memoria totală ce programul nostru o folosește nu se schimbă indiferent de care este inputul total în fișier. Adică practic putem avea în fișier și 1 miliard de numere, pentru că noi practic în memorie vom folosi același număr de bytes. Cam acesta a fost și ultima problemă. Vă mulțumesc tare mult pentru vizionare. Eu am fost Mihai și ne auzim data viitoare.